Aveți, invitată aveți să o investiți un echipă partid? aproape nouă de primar de sector. Cum o să fie Da, colaborarea? da, și sunt bucuros de lucrul ăsta, pentru că atunci, într-adevăr, pot să vorbesc și eu despre colaborare și despre onestitate în colaborare. Ceea ce n-am putut să fac 4 ani de zile, dar nu m-ați auzit plângându-mă. Primul proiect pe care îl veți face acum, pe care, nu știu, să-l promiteți? Autostrada suspendată, am să o trec prin Consiliu și după aceea nu vă mai anunț decât în momentul când sunt gata, vă invit pe toți și ne plimbăm pe ea și după aceea dăm drumul la mașini, dar fără noi, că altfel... E o promisiune pentru români, nou mandat... Da, eu mi-o țin, doamnă, și mi-am ținut toate promisiunile și puteam să încep de un an și jumătate. Nu acum 4 ani. Am consultat oameni de specialitate, am discutat cu ei, am discutat și cu finanțarea, pentru că e într-un parteneriat public-privat, nu greva bugetul Bucureștiului, care și așa avea dimensiunile lui... de austeritate. Nu, în se punea problema. În Consiliu puteți să treceți acum proiectele pe care da, aveți... și am să trec proiectele bune. Nu o să... Așa cum 4 ani de zile n-am trecut prostii, nici măcar n-am încercat să trec prostii în Consiliu și mă refer la pământuri, la legea 18, la legea 10 și așa mai departe, m-a ajutat Dumnezeu și am reușit să țin un echilibru împreună cu echipa.